Urina conține un hormon masculin ce este eliberat prin transpirație și provoacă femeile. Este recomandat ca bărbații să o consume crudă, înainte de întâlnire. Mierea reduce sindromul premenstrual la femei, iar la bărbați previne afecțiunile prostatei și îmbunătățește rezistența. Ghimbirul stimulează circulația sângelui, inclusiv în zona bazinului, și usturoiul mărește fluxul de sânge datorită alicinei din componența sa. Sparanghelul ajută la producția de histamine, benefică ambelor sexe. Ouăle de găină consumate crude cresc apetitul sexual, dar și energia. În plus, acestea contribuie la reducerea nivelului de stres. Deficitul de zinc poate tăia apetitul sexual la femei, iar semințele de dovleac pot remedia problema. Pepenele verde sau harbuzul, cum îi se mai spune la noi, datorită conținutului de aminocitrulină, crește cheful la ambii parteneri. Despre ciocolata neagră, fructele de mare, dar și vinul în doze moderate, suntem siguri că știți că au efect pozitiv asupra libidoului.